Binecuvântat să fie Domnul! Să ne reamintim în câteva cuvinte lecțiile parcurse până aici. Dumnezeu a încheiat cu poporul său în Vechiul Testament, Israel, un legământ la Sinai, în baza căruia se desfășura întreaga relație dintre evrei și Dumnezeul cel veșnic. În Noul Testament, un legământ pentru toate neamurile, formând Israelul spiritual al lui Dumnezeu, în baza căruia suntem mântuiți. Ne-am oprit apoi să observăm cortul și respectiv templul din Vechiul Testament, unde era locul de întâlnire, de slujire, de jertfire între evrei și Dumnezeu. Și apoi am văzut cum în cer există un templu pe care greu ne-l putem noi închipui, ca de altfel și celelalte lucruri din cer, unde Domnul Iisus Hristos a intrat ca mare preot, dar totodată noi, ca și biserică, suntem în duh și în adevăr constituiți ca și un templu și astfel putem sluji în mod liber lui Dumnezeu, fiind totodată preoți. Aceasta a fost de altfel cea de-a treia lecție în care am sesizat că în Vechiul Testament a fost o preoție a lui Melchisedec cu pâine și vin, apoi cea aronică legată de templu, iar în Noul Testament, ca mare preot, după rânduiala cea din tâi și cea mai mare a lui Melchisedec, a fost așezat Domnul Iisus Hristos, odată și pentru totdeauna, iar noi ceilalți, în templul bisericii sale, de ce nu și în templul ființei noastre, putem sluji Dumnezeului celui viu și adevărat. Iar acum o săptămână ne-am amintit despre jertfele care datează odată cu căderea în păcat, dar care au fost instituționalizate la templu, iar în Noul Testament, jertfa Domnului Hristos a asistat toate jertfele care presupuneau sacrificarea vieții, permițând doar ceea ce suntem și noi datori să aducem, jertfa slujirii noastre. Pentru această seară să urmărim împreună, legat de cele spuse de până aici, sărbătorile Vechiului Testament și sărbătoarea Noului Legământ. Sărbătorile, ceea ce literal înseamnă momente sau locuri de întâlnire cu Dumnezeu la locul sfânt, la sanctuar, se extindeau de la sabatul care are origini mai vechi până la anul jubilear, anul al 50-lea. În Noul Legământ, aceste sărbători ceremoniare se reflectă prin lucrarea mântuirii. Și haideți să citim din Evrei, capitolul 10, unde este scris de la versetul 1: în adevăr legea, și prin acest nume generic se cuprinde întreg pachetul de ceremonii vechi testamentale și de reguli religioase, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Deci, Vechiul Testament poate fi înțeles și la capitolul sărbători doar prin împlinirea nou-testamentală, când se vede imaginea adevărată, rânduită de Dumnezeu. Sărbătorile, de altfel, citesc și din Evrei capitolul 8, deși nu scrie în mod concret, dar se înțelege foarte clar, erau parte din vechiul legământ și odată acest legământ schimbat, și ele și-au sfârșit funcțiunea. Iată ce vă citesc din capitolul 8, de la versetul 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul a cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi, cu sărbători cu tot, cu tot ce a avut, ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Rețineți ideea aceasta, pentru că altfel n-am putea înțelege modificările ce au apărut. Ele pot fi pricepute doar prin schimbarea legământului.
Idee care de altfel a fost prinsă în prima lecție. Dar să parcurgem fiecare din cele 7 sărbători ale Vechiului Testament. Cea din tâi, Paștele, care avea loc în data de 14 Abib, sau după întoarcerea din robie Nisan, adică luna întâi, ea era urmată pentru o săptămână, din 15 până în 21 ale aceleiași luni, de sărbătoarea azimilor. De fapt, Paștele, expresia Pesah, înseamnă a trece pe lângă. Știți că ea a fost instituită în Egipt în noaptea aceea când îngerul morții a trecut pe lângă casele evreilor. Datorită mielului pascal, evreii au avut imunitate și au scăpat cu viață. Toți întâi născuți egiptenilor au murit și evreii au devenit întâi născuți ai lui Dumnezeu. Sărbătoarea aceea de 7 zile a azimilor avea menirea să facă poporul să mediteze asupra legământului. Să nu uite repede că ei au fost salvați, s-a trecut pe lângă ei și n-au fost omorâți. În cartea Exod, și voi citi doar câteva versete de acolo, Paștele a fost sărbat la domiciliu. Iată ce citim din capitolul 12, versetul 2. Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună, luna ieșirilor din Egipt. Și adaug de la versetul 6, mielul, deci să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mâncați chiar în noaptea aceea friptă la foc și anume s-o mâncați cu azim și cu verdețuri amare. Cele două ingrediente asociate mielului. Azim, pentru toată săptămâna, era interzis tot ceea ce avea ferment în el și verdețuri amare. Mai citesc și din Levitic 23 pentru a seseza că după ce s-a organizat statul Israel, Paștele se serba ca și toate celelalte momente oficiale în locul central, la templu. Toți bărbații aveau obligația să se deplaseze din toate regiunile țării la cort, la templul Domnului. Levitic 23 cu 10, unde ni se spune ce mai avea loc cu acea ocazie. Vorbește copilul Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera pe semănăturile, să aduceți preotului un snop, ca pârga secerișului vostru. Începea secerișul, se prezenta cel din tâi snop. El, preotul, să lege snopul într-o parte și alta înaintea Domnului ca să fie primit. Tot atunci, versetul 12, se aducea ca ardere de tot Domnului un miel de un an fără cusur. Scriptura ne mai prezintă, doar menționez în Numeri, capitolul 9, o a doua dată în care ei au serbat Paștele și o a treia menționată este în cartea Iosua, capitolul 5, când au ajuns în țara Canaan. Iată ce scrie acolo de la versetul 10, pagina 237. Copiii lui Israel au tăbărât la Gilgal și au prăznuit Paștele în a 14 zi a lunii spre seara în câmpia Ierihonului. Deci aceasta era cea din tâi sărbătoare, foarte importantă, și dacă cineva nu serba Paștele, trebuia să fie ucis. Deci, evreii nu puteau să fie acceptați înaintea lui Dumnezeu fără sângele mielului pascal, o
reflecție foarte importantă pe care deja o știm și o voi aminti la momentul potrivit. Cea de-a doua sărbătoare, care urma după aceasta la exact 50 de zile, numită și sărbătoarea săptămânilor, cincizecimea, avea loc în data de 6 Sivan, a treia lună a anului, și reprezenta începutul culesului roadelor. Se termina secerișul, știți că cel din Tisnop a fost la Paște, și apoi continuau culesul celorlalte roade, care se sfârșea toamna, și despre aceasta voi aminti la sărbătoarea corturilor. Motivul acestei sărbători, ce trebuia să gândească evreul când se aduna la sărbătoarea săptămânilor, era dat de bucuria pentru grija lui Dumnezeu cu referire la poporul său. Ei vedeau cum Dumnezeu le-a dat cereale și cum roadele continuau să fie culese în țară. Iată ce scrie, doar în esență vă citesc, din cartea Levitic, mai întâi capitolul 23, unde de altfel avem prezentate sărbătorile, de la versetul 15. De a doua zi după sabat, în ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și alta, să numiți 7 săptămâni întregi. Să numărați 50 de zile până în ziua când vine, care vine după al 7-lea sabat, și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Cel din tâi snop a fost Domnul. Acum urma culesul. Și din versetul 17 reținem că se făcea o abatere față de regula generală. Să aduceți din locuințele voastre două pâini ca să fie legănate într-o parte și într-alta, să fie făcute cu 20 de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Pentru că cei credincioși, trebuie să o recunoaștem, nu sunt încă desăvârșiți în momentul în care sunt închinați înaintea Domnului. Sunt acceptați. Acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul. Și ca să dovedesc ce am spus, că este sărbătoarea bucuriei, adaug cele scrise în Deuteronom, la capitolul 16, de la versetul 9. Să numeri 7 săptămâni de ani, săptămâni, de când vei începe seceratul grâului și să începi să numeri 7 săptămâni, apoi să prăsnuiești sărbătoarea săptămânilor după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău ca să locuiască numele Lui acolo, tu, fiul tău și fica ta, robul și roaba ta, levitul care se află în cetățile tale și străinul, orfanul și văduva care vor fi în mijlocul tău. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să împlinești legile acestea. Și iată că toată familia, toți cei din jur, chiar străinii, erau obligați să meargă la templu și să se bucure în comunitatea Domnului. A treia sărbătoare era cea din ziua trâmbițelor, ziua întâi a lunii a șaptea, luna Tishri, numită și Rosh Hashana la evrei. În ea se suna cu trâmbița în toată țara, după cum este și numele, sărbătoarea trâmbițelor. Scopul ei era să amintească Domnului despre poporul său. Era sărbătoarea speranței. Iată ideea centrală a sunetului de trâmbiță scrisă în Numeri, capitolul 10, versetul 10. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și în lunile noi ale voastre, să sunați din trâmbițe. Când vă veți aduce ardere tot și jertfele de mulțumire și ele,
aceste sunete din trâmbiță, vor face ca Dumnezeul vostru să-și aducă aminte de voi. Pentru că în luna aceea, a șaptea, urma sărbătoarea ispășirii, sărbătoarea cortelor, începea anul sabatic, anul jubiliar, și toate acestea îi aminteau lui Dumnezeu despre tot ceea ce a promis, despre făgăduințele oferite poporului său. La 10 zile după sunatul din trâmbițe era ziua ispășirii, Yom Kippur, cea mai sacră zi în care toți iudeii trebuiau să-și merească sufletele, ceea ce se înțelege să postească înaintea Domnului, pentru că în acea zi marele preot intra în Sfânta Sfintelor și făcea ispășire pentru el, pentru casa lui și apoi pentru tot poporul. Citim despre aceasta în Levitic capitolul 23, de la versetul 27. În ziua 10 a acestei a șaptea luni va fi ziua ispășirii, atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Și tot din Levitic capitolul 16, despre slujba specială a preotului, 16 cu versetul 30. Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să vă curățiți. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. În mod special, această zi avea ca scop cunoașterea și împlinirea voii lui Dumnezeu. Păcatul, așa cum a fost el incriminat prin lege, trebuia să aducă evreul la judecata aceea de conștiință, la smerenia înaintea lui Dumnezeu. Smerenia nu era un ritual numai, era atitudinea omului care se vedea păcătos și aștepta ca marele preot să primească îndurare prin prezența lui în locul cel mai intim, cel mai aproape de Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor, la capacul ispășirii. În aceeași lună, a șaptea, din data de 15 până în 22, urma sărbătoarea corturilor, când toți evreii trebuiau să iasă din casele lor, să-și construiască mai degrabă colibi din frunze, din ramuri de copaci. Și acum, toamna, la sfârșitul culegerii roadelor, din nou să se adune toți. Era al treilea moment obligatoriu de prezență la casa Domnului. Să adune tot poporul și timp de o săptămână să se bucure de prezența lui Dumnezeu, de binecuvântarea lui, de tot ceea ce el lucrase pentru poporul său. De asemenea, sărbătoarea aceasta avea menirea, prin așezarea lor în corturi, să le amintească de pelerinajul din pustie. Știți că 40 de ani ei n-au folosit case, pentru că s-au mutat din loc în loc, fiind în corturi. Dar să citim pe scurt din Deuteronom capitolul 16, despre momentele de bucurie, de părtășie din zilele sărbătorii corturilor. Deuteronom 16, de la versetul 13. Să prăznești sărbătoarea corturilor 7 zile. A 8-a zi era o adunare specială. După ce îți vei strânge roadele din arie și din teasc, să te bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta și levitul, străin, orfan și văduva care vor fi în cetățile tale. Să prăznuiești sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului, în locul pe care va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate rodurile tale și în tot lucrul mâinilor tale, de aceea să fii vesel. Trebuie să menționăm că nu întotdeauna evreii au respectat aceste sărbători. N-au fost mulțumitori să se recunoască înaintea Domnului și să aprecieze purtarea lui de grijă. Deci acestea sunt sărbătorile care se repetau în fiecare an. Nu sunt greu de ținut minte, le vom repeta când le vom vedea înțelesul în Noul Testament. Existau alte sărbători
diferite de acestea. Anul sabatic. Să citim despre el în cartea Exod, la capitolul 23 mai întâi, să facem legătura cu celelalte sărbători despre care am vorbit până aici, versetul 14. De trei ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea mea, acele speciale de care am vorbit, să ții sărbătoarea zimilor timp de 7 zile, la vremea hotărâtă, în luna spicilor, apoi, versetul 16, să ții sărbătoarea secerișului, acelor din tâi roade din munca ta, și, cea de-a treia, să ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. Dar, în mod concret, despre anul sabatic, vom citi din cartea Levitic, la capitolul 25, de la versetul 2. Vorbește copilul lui Israel și spune-le: când veți intra în țara pe care vă dau, pământul să se odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului. 6 ani să semeni ogorul, 6 ani să stai via și să strângi roadele, dar în anul al 7-lea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ. Un sabat ținut în cinstea Domnului, în anul acela să nu semeni ogorul și să nu-ți tai via. Versetul 6. Ceea ce va ieși de la sine din pământ în timpul sabatului lui, să vă slujească de hrană ție, robului și roabei tale, celui tocmit la tine cu ziua și străinului care locuiește cu tine și, evident, și animalelor. Tot în anul sabatic trebuia să fie eliberați robii evrei și să le fie iertate datoriile, cum vă voi citi din cartea Deuteronom de la capitolul 15. Iată ce scrie aici, de la versetul 1. La fiecare 7 ani să dai iertare. Și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său, să-l ierte împrumutul. Să nu silească pe aproapele său și pe fratele lui să-i plătească datoria. Vei putea să silești pe străin să-ți plătească, dar să ierți și ai la fratele tău. Și adaug versetul 9. Vezi, să nu fie așa de rău ca să zici în inima ta: ah, se apropie anul al 7-lea, anul iertării, vei să n-ai un loc fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai, căci atunci era striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Tot în anul al 7-lea, vă citesc din Deuteronom capitolul 31, mai trebuia să se întâmple ceva. Iată ce scrie de la versetul 10, subtitlu: să citească legea. Moise le-a dat porunca aceasta: la fiecare 7 ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea corturilor, când tot Israelul va veni să se înfățeșeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care va alege el, să citești legea aceasta înaintea întregului Israel în auzul lor. Deci, în anul al 7-lea, era un repaus economic și social. Oamenii trăiau din binecuvântarea care Dumnezeu le dăduse în anul precedent și din ceea ce pământul dădea de la sine. Oamenii trebuiau iertați și în anul acela avea loc ca o reciclare spirituală. Trebuia citită toată legea, explicată, pentru ca oamenii să rămână aproape de Dumnezeu. În mod special pentru robi, pentru datornici, era un an bun. Nu și pentru cei prea lacomi și zgârciți. Pentru ei era un ah, un an despre care, așa cum am citit din Deuteronom, ziceau: ah, se apropie. Și ultima sărbătoare era anul jubiliar, anul al 50-lea. Citim despre el tot în cartea Levitic, la capitolul 25.
Iată ce scrie de la versetul 8. Să numeri 7 săptămâni de ani. De 7 ori 7 ani și zilele acestor 7 săptămâni de ani vor face 49 de ani. În a 10-a zi a lunii a 7-a, să pui să sune cu trâmbițe răsunătoare în ziua ispășirii, să sunați cu trâmbițe în toată țara voastră și să sfințiți anul al 50-lea, să vestiți slobozenia în țară pentru toți locuitorii ei. Acesta să fie pentru toți anul de veselie, fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare din voi să se întoarcă în familia lui. Era anul cel mai de dorit. În ziua a 10-a lunii a 7-a, ziua ispășirii, Dumnezeu ierta poporul. Urma sărbătoarea corturilor, trebuiau să se bucure toți. Și după aceea nu mai mergeai înapoi să fii rob. Mergeai la moșia părinților tăi sau a bunicilor tăi. Aveai libertate, aveai din nou o bucată de pământ. Erai din nou într-o egalitate cu ceilalți. Pentru că Dumnezeu le-a spus foarte clar, citesc aici versetul 23, pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venitiși. Dumnezeu și-a menținut dreptul de proprietar asupra țării și voia ca să nu se diferențieze categoriile sociale prea mult, deși s-a spus că întotdeauna vorba Mântuitorului au fost și vor fi săraci sau bogați. Dar, poate vă gândiți, da, 50 de ani trebuia să stai sărac? Exista și dreptul de răscumpărare, fie pe propriile puteri, să-ți cumperi înapoi moșia vândută, fie dacă te răscumpăra vreunul din cei apropiați. Așa cum scrie aici în versetul 24, de aceea în toată țara pe care o veți stăpâni să dați dreptul de răscumpărare pentru pământuri. Mai există în Vechiul Testament și sărbătoarea Purim, despre care scrie în Estera 9, sau sărbătoarea Înnoirii, care datează din secolul 2 înaintei noastre, despre ea scrie în Ioan 10 cu 22, numită sărbătoarea Hanuca sau a Luminilor, dar acestea două nu sunt cuprinse în Vechiul Legământ despre care noi vorbim. Acum vă rog multă atenție. Aceste 7 sărbători au o reprezentare și o împlinire în lucrarea Noului Testament. Nu toți cercetătorii Bibliei sunt de aceeași părere. Evident că am aderat și eu la una dintre aceste teorii, să le numim așa. O voi spune și pe cealaltă. Dumneavoastră aveți dreptul să gândiți, să cercetați și să credeți ce credeți că este mai corect. Sărbătoarea Paștelor și-a avut împlinirea în jertfa ispășitoare și eliberatoare a Domnului Hristos. Azimile de care era legată această sărbătoare și-a avut împlinirea în adevărul, în curăția pe care a adus-o Domnul Hristos. Iată dovada nouă testamentală. 1 Corinteni 5, versetul 7 și 8. Măturați aluatul cel vechi. Asta trebuia să facă evreul la acea sărbătoare. Ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăsnuim dar prasnicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie. Amintiți-vă când Domnul vorbea despre farisei și aducheii și despre aluatul lor, învățătura lor, cu adăugiri tradiționale, cu abateri de la adevăr, ci cu azimile curăției și adevărului. Deci, o învățătură curată, fără aluat, trebuie să producă noi curăția necesară. Astfel, a trecut moartea pe lângă noi, ca la Paște, noi am fost stropiți cu sângele mielului, cum declara și Ioan, iată, mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii, și am fost totodată alimentați cu adevărul, ca să ni se curățească întreg interiorul nostru. Am consumat azimile spirituale ale învățăturii Domnului și apostolilor. Cea de doua sărbătoare, sărbătoarea săptămânilor, adică a primelor roade, și-a avut împlinirea la ziua cincizecimii. Așa cum spuneam, s-a permis să fie adus și aluat, adică pâini cu aluat,
Pentru că cei acceptați și legănați înaintea Domnului încă poartă această natură omenească ce poate oricând să fie alterată. Împlinirea acestei lucrări se vede în Fapte capitolul 2, exact în ziua împlinirii, în ziua sărbătorii. Citesc de la versetul 1. În ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca văjit de un vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dea Duhul să vorbească. Iată primele roade împlinite și aduse ca ofrandă înaintea lui Dumnezeu. Cea de-a treia sărbătoare a trâmbițelor, cred că poate fi notată, deși nu avem o notare în mod expres, ca și debutul lucrării Noului Testament, a noului calendar. Consider că Ioan Botezătorul, care a fost glasul celui ce strigă în pustie, poate fi luat ca trâmbița care anunța ispășirea iminentă. Iată ce citesc din Isaia capitolul 40. De la versetul 1. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Vorbiți bine Ierusalimului, strigați că robia lui s-a sfârșit și că nelegerea lui a fost ispășită. Căci a primit din mâna Domnului de două ori cât păcatele lui. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Deci a fost sunetul care amintea lui Dumnezeu, care a, despre poporul său, care a anunțat salvarea ce apărea. Iată ce scrie și de la versetul 9. Suiete pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul nostru, iată Dumnezeul nostru vine cu putere și poruncește cu brațul lui, iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. De asemenea, aș adăuga că glasul îngerilor din noaptea nașterii sau îngerii care au vestit Mariei și lui Iosif venirea Domnului, au fost trâmbițe care arătau că începuse noua lucrare. Ziua ispășirii, acea zi specială când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, cred că este reflectată în adevărata ispășire care a avut loc în cer. Și despre asta vă citesc și avem notări foarte concrete în Evrei capitolul 9. Haideți să urmărim câteva versete. Iată ce scrie aici, de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna locul preasfânt. Înseamnă că și-a avut împlinirea dacă a intrat. Cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Sângele său a adus ispășire pentru noi. Astfel suntem iertați și toate păcatele sunt nu doar acoperite ca și în Vechiul Testament, ci iertate. Efectiv, șterse, nu mai există. Nici evidența lor, nici urmările lor. Cea de-a cincea sărbătoare a corturilor, cred, putem înțelege și așa, și-a avut împlinirea cu ocazia nașterii Domnului Hristos, care făcând socotelele, nu după calendarul acesta, care nu are suport teologic, ci după calcule biblice, s-a născut toamna. Asta recunosc aproape toți cercetătorii Scripturilor. El a venit să-și ia trup de om, o imagine a cortului.
Un alt înțeles ar putea să fie că după ce noi am ieșit din lume, un simbol a ieșirii din Egipt, noi locuim în corturi, în trupul acesta, pentru o vreme. Până când, așa cum spune Pavel în 2 Corinteni 5, ne vom muta în cer să fim acasă la Domnul și vom locui într-o casă. Știți că mai întâi chivotul Domnului a fost într-un cort și apoi a fost în templu. Cortul a fost dintr-un material mult mai slab, pe când templul a fost mult mai bogat în aur. Dar să citim despre asta în Evrei capitolul 10, unde este scris despre Domnul, 10:5, de aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Deci Domnul Iisus Hristos a ieșit, aș spune, din locul lui din ceruri și a venit să locuiască într-un cort pentru o vreme, fapt ce a putut să aibă loc la sărbătoarea corturilor. Și tot aici în Evrei este scris în capitolul 2 de la versetul 14, despre asemănarea lui cu noi și condiția aceasta pământeană. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Cea de-a șasea sărbătoare, anul sabatic sau anul iertării, are explicația dată de însuși Domnul în Evanghelia după Luca la capitolul 4. Era anul în care robii erau eliberați și iertați de datorii. Consider că prin lucrarea Domnului de ispășire, prin ceea ce El a efectuat, noi nu mai suntem robi. Evrei, evident, poporul Domnului, nu mai avem datorii. Iată ce scrie așadar în Luca 4, de la versetul 18, citând de fapt ce scrie în Isaia 61. Duhul Domnului este peste mine, spunea Domnul, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Dar acest an de îndurare, iată că are o lungime mai mare de 300 și de zile. Ne aflăm în vremea de îndurare, ne aflăm în timpul de iertare. Și ultima sărbătoare, jubileul, anul al 50-lea, care presupunea redobândirea proprietății inițiale, răscumpărarea, și a intrat și el în atribuțiuni, mai întâi prin răscumpărare. Răscumpărarea noastră este parțială, se putea face înainte de anul al 50-lea, dacă găseai o rudă apropiată. Și Domnul este pentru noi ruda apropiată care a plătit prețul. Și pentru împlinirea acestei sărbători, vă citesc din Romani 8. Iată ce scrie aici despre răscumpărarea care va fi definitivă. Dar ea a început, Romani 8, de la versetul 20. Căci firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durere nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Este răscumpărat într-un fel că e al Domnului, dar va fi răscumpărat definitiv când vom exista, când vom trăi în trupurile de slavă. Iată așadar că am folosit ceea ce poate fi numită teoria legământului din tâi. Sărbătorile au expirat pentru că țin de legământul din tâi și și-au avut împlinirea în lucrările despre care am vorbit. De asemenea, cred că aceste sărbători nu-și mai au valabilitatea pentru că suntem în imposibilitatea de a le sărbători. Nu există templu, nu există preoți, nu există jertfe. Există însă o altă teorie escatologică, conform căreia s-a împlinit Paștele,
sărbătoarea cinzecimii și sărbătoarea trâmbiților nu se va împlini numai când se adună evreii. Atunci va fi sărbătoarea corturilor, când ei vor întemeia un regat pământesc al mileniului. Iar sărbătoarea ispășirii este pusă pe seama judecății. Mai există o altă teorie asemănătoare, conform căreia sărbătoarea trâmbiților va fi la înviere, sărbătoarea corturilor în mii de ani și ispășirea cu ocazia judecății, într-un mod asemănător ca și în cealaltă variantă cu Israelul. Dumneavoastră gândiți, studiați, dar vă spun că în Noul Testament nu se fac referiri la o împlinire atât de târzie, pentru că în această a doua variantă, nu cea pe care v-am prezentat-o, socotesc că sărbătorile care nu sunt împlinite ar fi trebuit încă să fie susținute. Paștele a fost ținut până s-a împlinit. Rusalele, pe când trebuiau să fie ținute după rânduială, au intrat în noua funcție. Ori dacă aceste sărbători încă nu sunt împlinite și își așteaptă împlinirea târzie prin ceea ce va face Dumnezeu cu Israelul la sfârșit, și sunt acele variante conform cărora se va construi din nou un templu, el poate să se construiască. Dar în nou legământ, el nu mai poate avea valoare înaintea lui Dumnezeu. De aceea am prezentat conceptul conform căruia toate cele sărbători și-au avut împlinirea în ceea ce Domnul Iisus Hristos a realizat deja și va desăvârși la a doua sa venire. Slăvit să fie Domnul! Ne-a rămas sărbătoarea Noului Testament. În loc de șapte, avem numai una, cina Domnului. Toate șapte îl priveau pe Domnul și lucrarea Lui. Lucrarea Noului Testament prin cina Domnului e așa de bogată, încât nu mai este nevoie de o altă sărbătoare care să îi se asocieze. Iată momentul instituirii, citesc din Luca capitolul 22. De la versetul 7. Ziua prasnicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. Și Iisus și-a trimis ucenicii, s-au serbat Paștele pentru ultima dată, în mod legal, de drept. Și Domnul a zis, versetul 15, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat un pahar și, cum știți, și voi citi din alt text, a instituit cina de taină sau a oferit ucenicilor și apoi întregii biserici trupul și sângele său, după rânduiala lui Melchisedec de care vorbeam. Despre această sărbătoare vă citesc cele spuse de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11, Apostolul Neamurilor, unde avem scris că este sărbătoarea Duhului și a adevărului, asta se înțelege, nu mai suntem determinați de templu, nu mai trebuie să ne adunăm toți în același loc, pentru că templu suntem noi, prin Duhul suntem într-o unitate centrală, iată ce scrie de la versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Iată că tot accentul cade pe Domnul. Nu mai cade accentul pe eliberarea din Egipt, că a fost o eliberare din păcat. Nu mai este evidențiat un miel, ci trupul și sângele său. De altfel, aceasta este singura sărbătoare, pentru că avem cu ce să o serbăm.
În Vechiul Testament, o sărbătoare presupunea animalele pentru jertfă, darurile, anexă, un preot, un mod de derulare, un ritual. În Noul Testament, cum să mai ții sărbători ale Paștelui fără un miel? Cum să mai ții o sărbătoare a corturilor, lăudându-L pe Dumnezeu doar pentru niște daruri pământești, când noi nu mai stăm sub spectrul binecuvântărilor din Deuteronom și Levitic, că dacă vom sluji, ne dă Dumnezeu aici pâine și postavă și animale. Noi deja avem alte daruri duhovnicești. Deja în biserică, când ne adunăm aici în corturile noastre, este o sărbătoare fără sfârșit, în care îl lăudăm pe Dumnezeu, ne bucurăm de comunitatea frățească. Iată noua împlinire. Fără să intrăm într-un studiu aprofundat despre cina Domnului, am avut cândva, vreau să sesizăm doar că la această sărbătoare noi trebuie să avem o privire în urmă, precum aveau evreii să-și amintească de creație, de eliberarea din Egipt. Noi la această sărbătoare ne amintim mai întâi și mai întâi, cum scrie aici în versetul 26, pe care recitesc, de moartea Domnului. Nu puteam să consumăm trupul și sângele său fără moarte, după cum evreii nu puteau să consume din miel fără sacrificarea lui. Apoi, trebuie să avem o imagine de prezent înspre trupul Domnului. Acele sărbători erau comunitare în Vechiul Testament, cina de asemenea. Iată ce scrie Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, citesc de la versetul 16, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Deci noi acum, în vremea acelei sărbători, suntem în comuniune cu Dumnezeu. Dar nu numai. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine și suntem toți într-o sfântă împărtășire. Deci în mod special la această unică sărbătoare, trebuie să ne dăm seama de relația noastră cu Dumnezeu și de frățietate, de trupul Domnului. Aici sunt toate organele, toate membrele, iar El este capul nostru desăvârșit. Avem detalii, le-am amintit, vor mai fi reluate în Evrei 9, unde ni se vorbește despre sânge, în Evrei 10, unde ni se vorbește despre trup. Și totodată la această sărbătoare trebuie să privim în viitor. Are și ea un timp. Iată ce am citit aici, în 11 cu 26, partea finală, până va veni El. Atât. Acesta este timpul serbării aici, în adunare. Este o limită de timp și de necesitate dată de perioada dintre cele două veniri, până când vom intra în adevărata moștenire și ajungem la pomul vieții, la redobândirea pe care acum o așteptăm prin credință. Cu referire la aceasta, spunea Domnul, să citim, de exemplu, din Marcu, capitolul 14, versetul 25. Adevărat vă spun că de acum încolo nu vom avea din rodul viței, până când în ziua aceea îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Atunci se vor împlini făgăduințele descrise bisericilor din cartea Apocalipsei, vom gusta din pomul vieții, din mana ascunsă. Cum vom gusta? Ce se va întâmpla în organismul nostru? Dar acum ce se întâmplă când gustăm din cina Domnului? Acum este un act de credință. Ce se va întâmpla atunci, cum vom fi, nu s-a arătat. Dar vine vremea când acea dimensiune va deveni realitate. Iată în această idee și cuvintele Domnului din Ioan 6, care sunt foarte importante. Și amintiți-vă că în Vechiul Testament, cine nu se prezenta la sărbătoare, cine nu consuma Paștele, trebuia omorât. Acum este cu atât mai categorică lucrarea. Ioan capitolul 6, citesc de la versetul 32. Iisus le-a zis evreilor, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Și de la versetul
48 câteva exprimări ale Domnului: Eu sunt pâinea vieții. Apoi 51. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. În Vechiul Testament, sângele a stropit în templu și ei mâncau efectiv din trupul mielului. Acum sângele Domnului a ajuns în cer, n-am văzut niciunul sângele lui. Credem. N-am atins niciunul trupul lui să-l pipăim precum ucenicii după înviere. Credem. Folosim doar simbolurile acestea, care înseamnă efectiv însăși persoana și lucrarea Domnului Hristos. Mă adaug de aici și versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Doamne, împlinește-ți lucrarea aceasta. Atunci vom intra în viața veșnică, în sabatul etern, descris în Evrei capitolul 4. Și închei cu o idee despre sărbătorile Vechiului Testament și cu o alta despre cina Domnului, citindu-vă din Coloseni capitolul 2, versetele 16 și 17. Iată ce scrie aici de la versetul 16, deci. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Deci toate se regăsesc în El. De aceea cine ia parte și gustă din trupul și sângele Domnului, așa cum El a spus-o, a împlinit toate sărbătorile, are parte de tot ce ofereau acele sărbători. Scapă și din Egipt, are parte și de anul de îndurare, se împlinește cu el și ce se oferea în anul de veselie, toate, toate, gustând din el. Participând la lucrarea Noului Testament. Și cu referire la cina Domnului, această jertfă de substituire, de înlocuirea noastră pentru păcatele noastre, menționez că ea este o ofertă temporară. Iată ce scrie într-o altă ordine de idei, dar despre timpul limitat în Evrei capitolul 4. Știți că ce nu se consuma în Vechiul Testament din miel nu mai putea fi păstrat la nesfârșit, era un termen limită. Toate sărbătorile astea ne vorbesc despre o vreme în care putem să beneficiem de relația noastră cu Dumnezeu, să ne bucurăm că asta înseamnă sărbătoare. Evrei 4, citesc de la versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. La ce chemau sărbătorile? La odihnă. La toate veți găsi scris zi de odihnă, zi de bucurie, eliberare, împroprietărire. Că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Luați, mâncați, beți ca să trăiți în odihnă. Dar lor cuvântul care le-a fost provăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna, despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra evreii în odihnă. Iată în ce har, în ce stare binecuvântată ne-a dus Domnul, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, zic în încheiere, toată onoarea și toată bucuria, satisfacția și împlinirea ce trebuiau să o ofere și să o aibă evreii prin acele 7 sărbători, trebuie să fie întrecută de sărbătoarea noastră, de bucuria care ar trebui să o avem noi când stăm la masa Domnului. De harul de plin ce ni l-a adus nouă Domnul Iisus Hristos.
poate luând-o din lună în lună, sau poate alții, tot din rutină, neluând-o, banalizăm și nu socotim un moment special această sărbătoare, în duh și în adevăr. Ea trebuie să fie înălțată, pentru că înălțând-o, înălțăm pe Domnul. Până când va veni El și vom intra într-o altă dimensiune a împlinirii și a fericirii veșnice. Pentru toate acestea, pentru umbrele din Vechiul Testament și pentru adevărata realitate a Domnului Hristos și a lucrării sale, Dumnezeu să fie slăvit. Amin.